La doar o zi după ce a găzduit la Constanța un nou turneu din cadrul actualei ediții a Ligii Naționale la basket masculin, BC Athletic a anunțat un nou transfer după aducerea americanului Devon Bell. Bell a absolvit studiile Universității Presbyterian, are 1,78 și evoluează pe poziția de conducător de joc. Noul jucător al Constanțenilor se află la al doilea sezon din carieră în calitate de jucător profesionist. În stagiunea 2019-2020, acesta a jucat în Suedia pentru Jämtland, echipă pentru care a adunat medii statistice per meci de 10,6 puncte, 6,6 pase decisive și 14,5 eficiență în cele 11 partide jucate. Bell vine la Constanța într-un moment delicat pentru formația pregătită de Alexandru Olteanu. În momentul de față, BC Athletic are 8 înfrângeri din tot atâtea partide disputate în actuala ediție a Ligii Naționale la basket masculin și este singura formație care nu a câștigat nicio partidă în acest sezon. Formația antrenată de Alexandru Olteanu nu va juca în cadrul turneului 6 care va începe pe 20 ianuarie. Astfel, cel mai probabil, Bell va debuta cu ocazia turneului 7, programat între 6 și 7 februarie.